Salutare, dragi prieteni! Salutare și bine v-am regăsit! Sunt și eu aici în spate, ca de obicei. Fără frate meu, nu o să mișc nimic. Astăzi da. Vreau să vă prezint o navigație de la Carpuride. Ia uite și șmecherii. Tutti mii de ani. O să desfacem împreună, să vedem exact ce conține pachetul. Adică o să facem un unboxing. Facem un unboxing. După cum se vede pe cutie, conține. Ea are un meniu, are CarPlay, are Android Auto, AirPlay, Android Cast. Nu știu nici exact cu ce se mănâncă fiecare în parte, dar o să aflăm pe parcurs. Și cred că mai are multe chestii. Mirror link, wireless, Bluetooth, music. Wow, câte are, bă! Phone link, navigații, touchscreen, SD card, rear view camera, voice control, auxiliar, FM, mamă! Se poate pune și camera de mașaler, sunt curios dacă... Ia să vedem, mai are ceva? Se poate monta camera de mașaler, voice control, adică vorbești cu ea. Hello Siri! Hello Carpuride! Hello Carpuride! Așa că sunt tare curios să văd ce se află înăuntru. Ce faci? Cum ești? O să o desfacem acum. Ia să vedem noi. Stai așa și nu mișca. Până în momentul de față cutia arată chiar destul de binișor. Frumos, elegant. Ia să vedem, să vedem. Și avem aici ecranul propriu zis de la Carpuride. Facem, fii atent, are și folie de protecție pe el. Păi e și normal să aibă folie de protecție. Are cameră. Bă, are și cameră pe spate. Da, camera asta e practic e cameră frontală, pentru că el o să vină așezat așa, pe bordul mașinii. Și aici o să filmeze ceea ce e în față. Trafic, cameră de trafic, control trafic, gen, sau cum se cheamă. Se poate monta și cameră pentru mașalier, să vedem dacă avem sau nu în pachet. De obicei nu vine cu camere de mașalier, dar... Vedem acum. Aia se cumpără separat de obicei, dar n-ar fi mare surpriză să avem și camera de mașalier, dar nu avem. Avem încărcătorul cu muf USB-C, un adaptor care se montează la brichetă. Așa. Așa. Avem un muf jack-jack pentru a-l împerechea cu navigația sau casetofonul sau ce avem noi pe mașină, ca să putem reda sunetul de pe navigația în boxele mașinii. Să redăm sunetul în boxele mașinii. Mai avem aici un suport de prindere, hai să-l desfac. Aici mai mult ca sigur să fie ceva mai deosebit. Avem suportul de prindere pe geam, care are mai multe reglaje. Avem reglajul sus, jos, de aici. Avem reglajul stânga, dreapta, adică rotiri, putem să-l rotim de aici. La fel, poate să fac orice mișcare de aici. Și mai avem un reglaj care, vede eu că e destul de șmecher. Ce reglaj are? Se extinde. E telescopic, se extinde. Adică dacă avem ceva gen cum e la mine parbrizul mai departe de bord, automat va trebui un pic extins. Ceea ce ne ajută foarte mult să o localizăm. Contează foarte mult. Și un centimetru, da? Pe... Da. Cât are acolo? Da, pe 5 centimetri. 5 centimetri e extraordinar. Așa, ce mai avem? Mai avem aici un alt suport. Cred că nu. Da. Mai avem un alt suport. Care, la fel... Are reglaj înălțimii, se poate regla stânga, dreapta, sus, jos, are rotulă. Așa, asta e de silicon, vă că? Prinderea asta e de silicon. Și cred că am văzut și o chestie aici. Avem niște bandă dublu adezivă, care... Pur și simplu se lipește, cred că, pe bordul mașinii. De suport și lipești de bord unde ai tu nevoie, ca să nu te apuci să dai găuri prin bord, să găurești. Așa, și mai avem o chestie. Asta ce-i? Asta e un suport foarte lucios. În caz că nu ai unde să
localizez sau să prind ventuza pe geam. Avem aici bandă dublă adezivă. Asta o prind oriunde pe bord. Aha. Și vei cu ventuza. Vei cu de exemplu, nu vrei să o pui fix. Vrei, poate azi vrei să-l pui pe mașina asta, mâine vrei să-l pui pe alta, pe alt geam, sau știu, vrei să-l muți. Ai, foarte șmecher, adică asta n-ai montat-o și rămâne acolo, poți să-l iei și-l pui e detașabilă pe orice mașină. Și ce șmecher la ea, că ai bandă dublă de ziua, asta e lipit-o pe bord, nu te deranjează cu nimic. Ai și posibilitatea de a o monta în holșuruburi, nu știu dacă o să monteze cineva în holșuruburi, dar ai posibilitatea asta. Da, dacă vrei să o pui definitiv acolo, da, să rămână acolo, acolo o pui și pui holșuruburi. Doar plăcuța asta. Și plăcuța asta, ea fiind foarte lucioasă, fiind ca sticla, automat face priză foarte bine ventuza. Foarte fain. Mai avem un manual de utilizare. CarPuRide CarPlay manual. Ecran. Are un ecran de 9.3 inch. Wireless CarPlay, Android Auto Car Audio. Receiver with camera, loop recording, mirror, Bluetooth, FM, Siri, TF. Are și Apple CarPlay și Android Auto. Foarte tare. Da, merge și cu Apple și cu... Da, merge cu amândouă. Asta e un lucru foarte șmecher. Nu s-au gândit doar la... Da, și aici probabil arată instrucțiunile de utilizare. Arată instrucțiunile de utilizare. Am mai văzut o chestie șmecheră, care nu mă așteptam. Ce are? Avem aici, la slotul pentru card, avem și card înăuntru. Da? Da, uite, avem card acolo. Stai să dau zoom. Da, bă, are card! A venit inclus cu card. Ia să vedem de cât e cardul. Ma. Hai, te rog frumos, ieși afară. Bă, dar e șmecher cardul ăsta. Ia, a, are așa, op. Nu s-a dus. Aici, la mine. Și avem un card de... 64 de giga, bă! 64 de giga. Deci pachetul vine inclus cu card de 64 de giga. Foarte șmecher. Asta e un lucru foarte bun. Da. Așa e dacă avem unghiile mari. Dacă aveam și o unghiile domnișoare. Dar nici așa nu mergea. Nici așa nu cred că mergea. Ai reușit până la urmă, da? Am reușit până la urmă, l-am băgat. Avem aici portul USB-C pentru încărcarea navigației. Ține o leacă fixă, ca să așa. O țin fixă. Mai sus avem... Mai sus avem AVI-n, intrarea pentru mufa jack. Așa, slotul pentru card. Și din coace, trebuie să ne uităm un pic exact să vedem despre ce e vorba. Dar aici mai mult ca sigur pentru camera de mașalier. O să ne uităm în manual, ca să nu greșesc. Avem așa. Avem Type C, AV, A, AV, bă, de televizor, cred că nu. AV in. Da. Audio out. Ăsta e ăla de ăsta. Nu, înseamnă că da, uite, am greșit. Asta. Deci aici ar AV in. Asta ar fi intrarea pentru camera de mașaler, mă gândesc. Da, probabil. Avem o cameră frontală, după cum arată aici, și avem partea de sus, butonul de pornit și de oprit, care e un buton fizic, se apasă da. Pe el, l-avem aici. Din coace avem o boxă, partea asta avem un difuzor. A, deci merge și singur, da, nu neapărat trebuie conectat da, la... Da, poate să meargă și singur, dar dacă ai nevoie de un plus de volum, de sonorizare, să-ți bubui boxele în cap. Văd aici că mai avem și un buton de reset. În caz de se întâmplă ceva, putem să-i dăm o resetare. Foarte șmecher. Hai să-l montăm și mai, să vedem. Camera. Sunt foarte curios. Camera se poate ridica, sau se poate da în jos. Aha. E adaptabilă. Da, după... cred că probabil să ridici ca să poți să te conectezi aici cu alea, nu? Nu? Nu neapărat, o ridici după cum ai tu nevoie să vadă pe parbriz. Acum hai să facem și o probă, să vedem. Hai să-l montăm. Care îl pui? Unde vrei să-l pui, pe geam sau pe bord? Da, n-ar avea importanță momentan. Mă hotărăsc eu după aia unde îl pun. Deocamdată am să pun... Pe geam. Am să pun ăsta. Deocamdată. Sistemul de prindere e unul foarte simplu și ușor, nu? Da. Cu clipsuri, gen. Atât. Deci el s-a băgat aici. L-am băgat pe poziții. Și de aici îl reglăm și îl facem noi cum avem nevoie. Hai să-l montăm.
hai să mergem în mașină să montăm. Ia și mufa de... Hai să strâng asta. Auxiliară. Auxiliară. Nu știu dacă am eu unde să bag auxiliară pentru că nu am... Dacă nu punem la mini. O, ia, mai am două mașini acolo. Încercăm la mini dacă nu. Luăm încărcătorul din asta, avem, nu stai, nevoie. Bum! Și am apărut. Bum! Ia să vedem. Bum și am apărut. Bum, 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 bum. Miroasa tămâie la tine în mașină, ai dat cu tămâie? Da, tămâie, de unde tămâie? Da, parcă așa, parcă așa miroasă. Nu am dat cu nimic. Ia să vedem. Aici, ca să putem să o lipim pe geam, trebuie să luăm folia, are o folie de protecție. Dăm folia jos. Și... Ia să vedem. Hai să zicem aici, momentan. Și pe parcurs o să... Are un clips. Nu cred că o prins bine. Dă-o leacă brăduțul ăsta, așa că... O să avem așa. Deci frumos te vezi. Ma. Oglindă oglijoară. Cine e cel mai frumos? Carpuride. Da, deocamdată l-am fixat doar așa. Mamă, și dit mai display-ul, de cât e display-ul? De 9 inci, parcă. 9 inci, da. Păi uite, ne mai uităm o dată în manualul de utilizare, că aici scria de cât e 9,3 inci. 9,3 inci, păi destul de mare. E cât o tabletă. Da? Desfaci așa încărcătorul. Avem un cablu destul de generos. Oho, ca să ajungă până în portbagaj. Exact, dacă are o mașină mai da. Scurtă. A, el n-are baterie incorporată, să înțeleg, nu? Nu cred că are baterie incorporată, nu știu sigur, dar nu cred că are. Adică să meargă fără... Dar la cât cablu are vorba ta, ajunge să punem și în portbagaj. Da, cum? Să-l bagi direct în portbagaj. Și uite încă o chestie, cablul ăsta... Uhu, încarc și telefonul. Da, putem să-l folosim și ca... Uite, are ieșire de 2A și de 3A. Probabil 2A pentru tablete, pentru navigații. 3A o fi pentru mufa asta. Ia, hai să-l conectăm, să vedem. Merge la 12 sau 24 de volți. Mm-hmm. Deci asta se poate folosi și la camioane, fraților. Eu pe camioane avem 24 de volți. Cum, la bricheta e 24 de volți? La camion, da. Da? Da. Înseamnă că îți trebuie adaptor? Păi nu îți trebuie, că ăsta merge și pe 24. Aha. Ia. Conectăm încărcătorul. Am conectat încărcătorul. Și acum s-a prins Carpuride. Carpuride.com. Da, ce fain arată. Dar chiar că e fain rău. E fain rău. Starting record. CarPlay, Android Auto, AirPlay, Android Case, Wi-Fi, Video, Audio Output, Playback, Setting. Op, stai că ne-am bagat eu deșli pe aici. Nu e nimic, ai dat pe... La setări, dăm înapoi. Dar fii atent ce finuț merge touch screen-ul. Da? Da. Nu, dar yeah. Pasă pe ceva. Da, bă. Deci, hai să dăm pe cameră, să dăm unde camera. Uite aici. Acolo cred, nu? Fi camera. Wi-Fi mod. Confirm. Autocamera. Ei, fii atent că ai și dacă scanezi asta cu asta, cred că descarci și aplicații. Da, și probabil și, da, și poți să-ți vezi. Poți să urmărești pe telefon? Pe telefon din mașină. E și un fel de supraveghere. Camera de supraveghere, nu? Da, nu știu dacă e luat ăsta, e luat nu, e luat plasticul. Nu. E un fel, da, și camera de supraveghere. Așa, și cu siguranță dacă scanăm codul ăsta, îl putem conecta pe telefon. Da, sau activăm camera de aici. Ia uite, bă, frate. Ia uite la aici, ce fain să vede. Bă, dar ce clar e. 4K, fii atent. Filmează 4K. 4K Ultra HD. Bă, băiatele, bă, ce șmecherie. Nu știu dacă pot să dau să vadă exact. Ora și data, ora, tot e setată din... O vine setată din el. N-am reglat-o eu. Dar nu e setată, e 23 aprilie? Păi da, și nu e 356 pe el.
Cum, nu? Dacă, da, ai dreptate. Păi nu e 356, trebuie să-l conectăm la internet. Da. Mamă, dar ce fain să vedem 4K, fii atent aici. Ia uite-l. Nu. Super fain. Cum e așa cu din el? Ai apăsat pur și simplu pe ăsta și dai pe acasă. Pe acasă. Și a ieșit din aplicații. Super tare. Trebuie să aibă Bluetooth. Uite-l aici, Bluetooth-ul. Acum se activează. Nu. La setting, cred că. Da, nu mai are... La setări. La setări. A, nu mergea pentru că aveai ăla. Screen saver, clear, split British, să nu e aici. Uite, ai și lumina adaptabilă la British. Așa. Da, automod. Înseamnă că el are undeva în spatele ecranului, are... Un senzor de lumină, nu? Senzor de lumină. În funcție de lumina de afară, el se închide sau se deschide... Camera. Luminozitatea. Uite, ai setările la cameră. Microfon, sistem. Uite, îți arată aici cât storage info. Ai 58 de gigabytes liberi. Foarte tare. Hai să ne ducem la CarPlay. Ia. Switch CarPlay, confirm. Aici tot așa. Turn on Bluetooth on your iPhone and select connect to connect this device. Android Auto. Asta e pentru Android, ăla era pentru iPhone. Da, eu nu am iPhone, așa că mie nu folosesc. Android la fel te conectezi așa, BT Music, uite aici, BT Music, confirm. Prin Bluetooth. Și, spre exemplu, n-aș putea să conectez cu navigația de la mașină, pentru că am Bluetooth și la navigația de la mașină. Păi nu știu. Sau îl conectez cu telefonul și redau doar prin... Probabil. Primul fagiac. Redau sunetul în... Probabil. Ia să mă uit. Aici avem lumina, aici avem mut. Cred că... aici avem camera. Uite, dacă dăm butonul ăsta direct cameră, se arată camera. Dacă dai aici, cred că poți să vezi pe telefon. Trebuie să vedem unde e, că are și navigații pe el. Uite aici am oprit. Așa. Audio output. The sound displayed by the speaker of the machine. Da, păi trebuie să conectez, cred că, mufa jack. Am reușit și am conectat și telefonul. Welcome to Android Auto. Acum dăm OK. Android Auto will turn on Bluetooth to empower your phone. OK. Continue. Și s-o conectat. Și avem, și avem acum, avem, fii atent, avem... avem navigații, YouTube sau ce e, da? YouTube Music, telefon. Asta e ca să vorbești cu... te uita la Tiberiu și Cornel, am cărță de valid. Uite, m-a apărut aici. Tiberiu și Cornel, bă, băiatule, ia. E gata. Ce e fain, că poți să ai, de exemplu, navigația dacă vrei să te duci undeva. Da. Așa, și ai și YouTube-ul. Ia, ne predează vașile. Și aici selectez unde vrei să te duci. Da. Trebuie să oprim. Te duci la parcul de aventură. A, ne apare exact ce am avut eu pe telefon, știi? Da, probabil. Am fost la parcul de aventură Comana. Și dai punk. Ia uite. Park Holder Aventura Comana may close within one hour of when you arrive. N-are nică, o să se închide când, într-o oră după ce ajung. Da, 5 ore și 34 de minute. Mamă, e șmecher. Poți să-și apelez dacă dai aici. Poți, oleu, să vede, nu se vede. Nu sunt numerele. Am crezut că se văd numerele. Poți să apelez sau poți să faci comandă vocală. Hello! Ciao! I was just thinking about Earth Day that happened earlier this month. I learned a bunch of tips on how to be more green. Da, if super. If you want to hear some, gata. Just ask. Da, și că nu vreau să aud. By the way, next time you can also press and hold the mic button. Așa. Ia să vedem. Ciao, intra su YouTube, cerca Tiberiu e Cornel. Scuza, non ho capito. Nu înțeles, da? Trebuie să vorbim mai calme. Music play, hai să dăm pe music. Uite, vezi, s-a apărut, s-a dus acum
principalul pe mari, da. Și s-a dus harta pe mic. Mamă, e super tare cum, cum le... Nu, îmi pare că poate să le schimb. Da, dacă... cred că da, cred că da aici. Nu, nu. Nu, 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 în momentul când dai aici, vezi? Da. Uite, acum s-o dus aici, mai dai o dată aici, se duce principalul aici. Aici, dacă vrei, dai așa, se duce principalul, vezi? O rămas numai ăsta, știi? Sau rămân amândouă. Super faină e asta. Acum, ca să ieșim de aici, cred că apăsăm pe butonul ăsta. Da. Ouleu, și s-o dus tăția meu. Mamă, aici mi-arată telefonul meu. Vezi? Îmi arată toate aplicațiile care le-am eu pe telefon. Messenger, Maps, calendar și sunt toate aici. Nu mai dau mai în jos, că și nici de ce mai avea pe aici. Da, băi, fain, fain rău. Și acum, ca să ne ducem acasă, cred că dăm aici. Și am venit pe meniul principal. Foarte tare. E super șmecher. Mm-hmm. Da. Și modelul ăsta? Modelul... navigație CarpoRide W903. Asta întrebam, că nici eu nu știam exact care-i. Da. W cât? W903. 903, aha. Asta e modelul. Foarte fain. Cablul ăsta se poate pune pe aici, ca să nu te încurci și să-l tragi mai așa. Da, eu aș fac în felul următor. Și așa mie navigația asta nu merge, nu merge touchscreen-ul. Nu merge touchscreen-ul? Nu. Și nu merge nică la e. Cred că o să fac eu cumva și o să adaptez CarpoRide și să-l pun aici peste... Da, dar nu ai cum, din cauza ai camera, ai asta, nu o să mai folosești camera. Eu zic că e cel mai șmecher așa să-l ieși. Ori așa, ori, văd, îl dai un pic mai jos. Da, un pic mai jos ca să vin așa, la nivelul ăsta, că așa e prea sus, știi? Da, îl reglez eu cumva. Și e șmecher, uite, acum s-o setat așa, să vezi? Da, da, da. Acum s-o setat pentru că l-am conectat la Android. L-am conectat la telefon. Și de aia s-o setat. Da, băi, foarte șmecher. Pentru cei care doriți să achiziționați modelul ăsta sau alte modele de CarpoRide, puteți intra pe linkul din descriere sau din primul comentariu sau pe CarpoRide.com, nu? Cred că. Da, CarpoRide.com. Avem aici e-mailul lor. Da. Dar oricum o să lăsăm un link în descriere. O să lăsăm link în descriere și acolo o să intrați direct la sursă unde veți găsi mai multe modele. Au și modele pentru motociclete. Chiar am văzut un video. Da, am văzut un video. Bă, băiatule. O interfață din asta, sau nu știu cum să-i spun eu. O tabletă, să-i spun. Navigație, interfață. Na. Undeva mai micuțe. Și era montată pe o motocicletă și se vedea super fain pe motocicletă. Mamă, și am înțeles că sunt alte modele de la CarpoRide.com, de la CarpoRide, cu ecranul mai mare, nu cu display mai mare. Da, sunt și cu display mai mare și display mai mic, mai lungi, mai scurte, mai înalte, mai... Sunt mult mai multe modele. Da, uite, și fain, da. Și fain să vede. Dar oare poți să-l pui și în picioare? Da, acum nu știu dacă... Da. Să întoarce? Da. Ah, nu știu dacă are... Nu știu dacă se întoarce el... Nu cred că se întoarce. Da, el e făcut să fie așa. Dar s-a poate prin setări, cine știe. Da, super șmecher. Asta camera a zis că se dă... s-a dat camera în jos. Camera se poate da în jos. Ca să nu ai nicio... Uite, okay. 11 și 11 și așa. Super tare. Chiar că e super tare. Chiar sunt încântat de această interfață sau navigație sau cum să-i spun. Ia să încerc eu să-l reglez eu cumva. Da, o să-i dai ăla mai jos. O să-i dau mai jos, ca aș vrea să vină undeva... Acum după placul fiecăruia, știi? Exact, vreau să vină cumva placul pe bord. Fiecăruia poți să-l montezi, poți să-l pui și cu aia pe bord, să nu mai pui pe geam, da, că ai văzut că ai... Da, ai acolo. Se poate monta în diferite moduri. Foarte fain. Important. Și așa, dacă îl pui pe bord... Vezi, mașinile astea, modelele noi, au... Da, de la care iese din, știi, exact. Și zici că e exact de ăla. Ceva de genul iese. Da, cred că cel mai fain e să-l montezi aici, pe ăsta, și să-l pui așa, bang, cu ăla, știi? Da, și da. Tragi cablul ăsta, poți să-l tragi pe aici, pe undeva, pe sub, ca să nu te încurci. Da, pe mine nu mă încurcă și dacă m-ar încurca, aș putea să-l bag pe aici, pe la... Mai am un torpedo aici. Uh-huh. Aș putea să-l bag cumva și să-l bag înăuntru și rămâne definitiv. Super tare, super tare.
Da, încă o dată, fraților, link în primul comentariu și în descrierea acestui videoclip. Dacă sunteți și vă interesați de modelul ăsta de carpuraid, intrați, dați un ochi acolo, delectați-vă privirile și eu zic că merită toți banii ca să aveți așa ceva pe mașină. Da, prețurile o să le vedeți acolo. Probabil o să fie și un cod de reducere pentru cei care vor să achiziționeze Carpuride. Da, super tare. Chiar e fain, chiar îmi place. Dar cred că o să ne iau și eu unul. Băi, fraților, cam atât pe astăzi. De acum încolo o să îl mai bijuteresc eu așa un pic. O să-i mai găsesc și alte funcții. Trebuie să-i pui să audă pe box, că na, trebuie o leacă de bas. Să-i bagi mufa aia jack. Jack se cheamă, nu? Da, mufa jack. Nu știu să văd cum îl conectez eu la navigația care o am eu pe mașină, pentru că eu nu am mufa jack la a mea. Dar... Dar nu are pe nicăieri, nu? Nu are pe nicăieri. Trebuie să faci o adaptare, cred că. Da. Normal, majoritatea mașinilor au mufa jack și o să poate conecta. Problema că s-ar putea să nu fie navigația originală, asta care o am eu, și cred că de asta nu are mufa jack. S-ar putea. Tot ce posibil, nu știu. Eu așa am luat mașina cu navigația asta și are, nu merge și mă enerva atâta de tare că nu merge. Dar ai văzut și frumos, iau-te-l. Da, uite cât diferență e între, da, cum? Între display-ul ăsta de aici, care se vede așa decolorat, și display-ul ăsta. Da, și ce culori vii are și ce... Și repede merge, bă. Da. Adică... Foarte fain, foarte, chiar nu știu exact ce procesor are, ca să, da, după cum se vede, cred că are un procesor foarte, foarte bun, pentru că se mișcă foarte repede, nu trebuie să aștepți, timpul de reacție este unul foarte bun, touch-ul funcționează perfect la o simplă atingere, fără să ai posibilitatea să-i selectezi și marca de mașină care o ai tu. Mi-arată aici aplicații. În setări, cred că, ia să vedem. Setting, date and time, tip sound, limbă, ia să vedem, are limba română? N-are. Ba da, trebuie să o aibă. Nu, n-are. Română n-are, o lăsăm pe engleză. Factory reset, așa, format, date time, tip sound, sistem, camera, general. Hai să dăm pe general. Screen saver, cred că. Nu, la când se oprește. British Assistant Clear System. Hai să dăm la sistem. Sistem, m-am uitat aici. Aici camera. Collision Sensitivity, microfon, reserve. Nu știu unde, dar îl găsim noi. Găsim noi. Da. Îl mai bijuterești tu după aceea, că na. Îl mai bijuterești, poți să-i găsesc. Te uiți în cartea lui. De asta avem și carte, ca să ne uităm și să... Uite, camera de mașalier se montează pe AVN. Montăm camera de mașalier. Și numai vine momentul când bagi mașalierul, o să apară acolo. Chiar o să-mi iau și o cameră de mașalier. Mi-am dorit dintotdeauna să am și eu o cameră, că eu pe mașina mea n-am cameră de mașalier. Am vrut să montez, doar că mă costa undeva la vreo câteva sute de euro buni. Și am renunțat, n-am mai montat-o. Dar... Îmi doream să banc și să mă uit acolo în ecran și să văd când dau cu mașalierul. Dar uite că n-a fost. Dar poate mă ajută Dumnezeu și cu timpul poate o să, ori o să montez o cameră pe mașalier, ori o să-mi iau o altă mașină care are deja din fabrică cameră pe mașalier. Da, nu știu, ideea mea sau părerea mea, adică să montez o cameră de mașalier pe navigația care o ai tu, care o să te coste mult mai mult, mai degrabă îți iei un Carpuride, să l-ai pus pe bord și îți montez o cameră de mașalier. Camerele alea sunt foarte, zic eu, destul de ieftine. E vreo 100 și ceva de lei o cameră. Și aia o montez foarte ușor pe mașalier. Normal, camera originală vine undeva pe insignă la tine.
Da. În momentul când ai băgat mașina, se rabatează stema de la Volkswagen și apare camera. Înseamnă că o să-mi dau și o comandă de un Carpuride și o să... Ca și preț, calitate, sunt foarte buni, foarte avantajoase. Și materialul din care e făcut, vă, că e... E foarte rezistent, foarte... E fain. Plăcut la atingeri. Avem folie, nu știu, eu dau jos? Da, eu jos, sau las-o acolo. Vă, că și prin folie merge. Da. Cât... Da, uite-o leagă acum, cum se vede frumos. Mamă, ce ecran fain are. Ia să-l ridic eu mai sus. Să se vadă așa. Uhu, super tare. Da. Băi, fraților, cam atât pentru astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați să intrați acolo în linkul din descriere. Vizitați site-ul Carpuride și vedeți acolo ce modele mai au. Și dacă vă interesează ceva de acolo, luați-vă că... Recomandăm cu încredere. Vă spun eu că își face toți bani. Am testat... Din ce am testat, e extraordinar. Și noi ce am testat, acum am testat doar, să zicem, 50%. Sunt multe alte funcții care încă nu le-am testat, încă n-am ajuns la ele și tare și curios să le testez pe toate. Dar o să fie. Da, nu. V-am pupat, să aveți o zi faină în continuare. Ceau, ceau. V-am pupat și eu, toate cele bune. Pa, pa. Și ne auzim.